Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o ediție specială Moldova Gândește, pentru că suntem în ajunul Paștelui Blajinilor. Vorbim despre preoți care, prin acțiunile lor, sunt un exemplu pentru comunitățile în care slujesc. De aproape 25 de ani, enoriașii din Bogheni Vechi și alte câteva sate învecinate pot spune că l-au apucat pe Dumnezeu de un picior. Acum un sfert de veac, în vechea și modesta bisericuță din localitate, a venit să slujească preotul Vladimir Childescu. Pe atunci avea doar 22 de ani, dar deja căsătorit și cu doi copii. I-a cucerit pe săteni prin smerenie, dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, blândețe și corectitudine. Deși blajin la vorbă, a rezistat atunci când a decis să treacă parohia la Mitropolia Basarabiei, fiind susținut până la urmă de întreaga comunitate. A devenit cunoscut și după ce a antrenat la fotbal elevii din sat, dar și pentru că a fost măturător la o companie în capitală. Împreună cu preoteasa cresc acum 5 copii, însă niciunul nu i-a călcat pe urme deocamdată. Hristos în din morți, cu moartea... Anul ăsta e un jubileu pentru mine, că 25 de ani de când sunt preot aici. Aici, da. De preoție și de... Răstignirea este un cadou la ce? Da. Că tot ce vedeți, că adică, mare majoritate sunt creștini care donează și care vor să rămână ceva, adică sunt interesați, părinte, ce trebuie, eu catar cum, le spun, băi, la dorit descriția voastră și un câtitor băștinaș de aici, o ridicat, o instalat-o. Dar, la general, cum reușiți să mai întrețineți biserica? Cum să vă spun, încercăm după putință, împreună cu creștinii noriași care au mai rămas, din păcate, sunt foarte puțini de acum, ați văzut și noastră. De un sfert de secol, Vladimir Childescu bătătorește această cărare ce duce la biserica din satul Bogheni Vechi. Nu a numărat de câte ori a urcat și coborât acest deal mic, dar cert este că de mii de ori. A venit aici în vara lui 1998 și de atunci este parohul acestei biserici. Întreținerea chiar, într-adevăr, e foarte dificil, deoarece taxă nu avem. Da, știu. Taxă nu avem și ca să întreții biserica, da, adică trebuie plătit lucrătorii, trebuie plătit lumina electrică, dar ne descurcăm. Ne descurcăm fiindcă avem susținerea celor care mai sunt plecați ctitori din diaspora, din diaspora, care ești mare, cel mai mult. Da. Lăcașul Sfânt a fost construit în 1866. Cu ajutorul ctitorilor a fost renovat după 150 de ani. De Dumnezeu l-a apropiat bunica sa, căreia îi mulțumește și acum pentru că i-a fost călăuză. Răpusa ta, Vera, care am trăit în aceeași ogradă, în satul natal, Blândești, tot raionul Ungheni. Și ea mi-a insuflat această dragoste față de Dumnezeu. Chiar dacă avea o dragoste aparte pentru religie, a decis să se facă inginer electrician. Însă, în al doilea an de studii, a abandonat Universitatea Tehnică. Eram deja căsătorit la 18 ani și văzut un pic alt fel de cum am zis că nu ce trebuie ca să, și ca să nu mergem tot mai departe și până să-mi placă ce să profesez, am zis că stop până aici. Ce bunica mi-a însuflat că ea pe patul de moarte și chiar aș vrea să te văd un preot. Și mă bucur. Da, a apucat, da. Eram tânăr, la vârsta de 22 de ani, am fost hirotun preot și prima parohie a fost aici în Bogheni Vechi. Dacă ți-a mai dat Dumnezeu o șansă, ce îți vrei să devii, da? Adică în viață, tot așa să devii. Electrician, sigur. Nu, sigur. Dar vă mai pricepeți dacă arde vreun lec pe aici? Îl schimbați? Nu, îți vă spun sincer, eu cam mă tem de electricitate. Ca orice început, și a lui ca preot a fost marcat de multe necunoscute și lipsuri. Când am venit aici în sat, am trăit la 2-3 case, deci închirii care m-au luat creștini, când aveam. Eram cu doi copii, după care m-a apărut a treilea copil.
Mi-am făcut, am finisat studiile la Mănăstirea Chiscani, seminarul teologic. Apoi am început așa cu încetișorul să intru pe la școală și am vrut să fiu cu copiii și să le însuflu și lor ceva. Adică făcând voluntariat, adică fără ca să fiu remunerat. Și am văzut că copiii au început, erau surprinși, plăcuți, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar cu timpul am fost chiar primit în rândul profesorilor, colegilor, de acum ca să predau religia opțional. Pe alți elevi, Vladimir Childescu i-a ajutat să descopere pasiunea pentru fotbal. Le-a fost antrenor, doar că în sutană și fără fluier. Acum nu prea mai are pe cine antrena. Mai puțin entuziasm, mai puțin elevi în sat sunt. De cum s-a luat? S-au apropiat câțiva băi elevi și au spus care iubeau fotbalul. Noi vrem să jucăm fotbal, dar nu iese nimeni să ne supravegheze, să ne spună ce... Păi a început-o după ore, atunci erau mai mulți copii și... Încercam să-i stimulez. Da, dar trebuia să știți și un pic despre regulile fotbalului. Voi, dacă am jucat și eu când eram mic, de cum să... Știam și eu unele reguli. Joacă de pe toloacă și una este meciul profesionist. Așa jucam și noi, adică nu profesionist, dar eram alături de ei și pentru ei erau destul. Pe lângă antrenor de fotbal și profesor de religie, preotul a avut și alte meserii care l-au ajutat să-și întrețină familia. După o revenire din Statele Unite, a decis să se mute la Chișinău, unde s-a angajat ca măturător. M-am lipit de un agent economic care este și el de aici, care într-adevăr a susținut și reparația bisericii. La oficiu să fac curățenie în jurul oficiului. Și asta a durat 2 ani de zile. După care, dumnealui, mi-am propus să mă reîntorc în sat și să fac altă activitate cu creșterea păsărilor. Aici în sat? Am băgine noi. Deci a cumpărat pământ, construit fermă de păsări și care am fost administrator o câțiva ani la rând. Și acum îl mai găsești la ferma de păsări, însă ca muncitor auxiliar. Deține și un masterat în psihopedagogie și în timp ce soția sa face al doilea masterat, fiind profesoară de biologie în capitală, el a pus pauză pe studii. Este timpul când am mai multe pe grijă ca să... Aceeași alimentație care o avem în parohie, hrănim 20 de bătrâni... La școală petrecem, cum v-am spus, competițiile și de memoria lui Anatol când este ziua de naștere, șac, dame și tenis de masă, alimentația copiilor celor mai buni, notați. Adică, sunt mai multe care și vreau să le dovedesc pe toate. Și atât acum, recent, duminica viitoare, nu aceasta, dar cel pe 30 aprilie, va fi festivalul Masa Pascală, care l-am început în amintea mea 2013. În toți acești ani au existat două perioade complicate pe care și le-ar dori să le dea uitării. Împovărat de taxe, acum 17 ani a decis să treacă parohia de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. 2006 a fost o răscruce pentru parohia noastră ca să aderăm la Mitropolia Basarabiei. A fost vremuri grele. Nu vreau să reamintesc, fiindcă asta este, da, din păcate. Dar eu am rămas pe poziția mea. Creștinii, da, s-au divizat. Unii au vrut, dar alții categoric. Și dacă am spus, Vica și doamna este martor, eu nu mă întorc în Metropolia Moldovei, dar dacă nu vreți, eu mă retrag. Adică vreau să-mi caut de sufletul meu. Dar mă bucur faptul că creștinii au acceptat și au zis, Părinte, merg cu matale. Eu aici m-am simțit că sunt preot. Adică nu sunt cel care permanent taxez, ca să pe asta trebuie să plătești, pe asta trebuie să plătești. Da. O altă cumpână a fost atunci când soția sa a fost diagnosticată cu cancer la sân, reușind totuși în cele din urmă să învingă boala. Dumnezeu a avut grijă. Mai ales prin faptul că am fost permanent alături, dar și ea cu rugăciunile pe care le făcea zi și noapte. Eu mai dormeam și când mă sculam, mă vedeam că era în rugăciune. Și atunci noi am zis că, într-adevăr, Dumnezeu a avut grijă de noi. Fiindcă au trecut ani, s-a
totul e bine. Și preotul este bolnav. De mai multă vreme se luptă cu diabetul zaharat, iar pentru a se menține își injectează insulină. Hristos în timp ce filmam în biserică, o femeie originară din acest sat a intrat la preot ca să lase 200 de lei pentru citirea pomelnicului. Eu dau cât pot, cât. Deci nimeni nu îi impune ca să ies fibă atâta trebuie eu pentru ani. Eu dădeam 100, dar m-a venit că e puțin ca cu patul. Eu nu i-am pus două. Toate îmi pare că nu i-a ajuns. Datorită dumneavoastră, mai rezistă biserica și puținii oameni care mai trăiesc așa, că așa dar mai exista. Și face o ordine și foarte. E preot adevărat, nu. El a crescut cu noi aici, preotul nostru, copilul nostru. L-a lăudat și Descălița. Femeia și-l amintește din prima zi cum a venit la biserica din sat. La noi așa era, așa tortoșel, era așa gros. 100 kg. 100 de kilograme. Da, da, da. Boala, și boala o leac și se face. Nu, ce se face? Când vine vremea și o mormântare și vede că e acolo, e așa. Băi și-o mar de capul. El nici școala așa nu e, îi împrăște la un sărac, la un alt. Am surprins și un botez. De altfel, este primul botez oficiat în biserica din Bogheni Vechi de la începutul acestui an. Spre comparație, în exact aceeași perioadă de timp, au avut loc 5 înmormântări. Eduardo, copilul botezat, nu va locui în Republica Moldova. Băiețelul a venit pe lume într-o altă țară, acolo unde sunt stabiliți părinții lui. Omul acesta, pruncul Eduard, care s-a scăpat de Dumnezeu Sfânt, șase păziți sub acoperire pătrate, părtează-le toată înșelăciune și vechiul prin venire de credință de tine, de ești de dragoste. Iar la Taraclia, preotul bisericii din sat este dirijorul unui cor de elevi în care jumătate sunt fete chitariste. I-am filmat acum câteva luni la una dintre repetiții. Părintele, care este și profesor de istorie la liceul din localitate, spunea atunci că au fost momente când voia să renunțe, dar de fiecare dată găsea motivația necesară pentru a merge înainte. Vocile domoale ale coristelor și acordurile de chitară sparg ca un val liniștea din biserică, în acest spațiu îngust unde la fiecare pas veghează fețe de sfinți și muzica pare să capete o altă dimensiune, se desprinde și își face loc spre inimile tuturor celor care o ascultă. În fruntea corului de ani buni, ca dirijor, se află preotul Mihail Beresteanu. Acum 20 de ani, părintele a venit în satul Taraclia pentru a sluji la biserică, dar nu s-a oprit doar la activitatea bisericească. A început să fie profesor de religie, apoi a predat de prindere de viață, iar din anul 2008 este profesor de istorie după ce s-a recalificat. Când prima dată am ieșit cu corul de copii la sărbătoarea nașterii și am cântat, a fost o surpriză pentru tot satul. Ulterior, alți ani s-au adăugat și corul de profesori la sărbătoarea nașterii, chiar imediat după slujba, și s-o permit până la urmă când fiecare an facem câte un mic concert aici în biserică, numai din colectivele noastre. Și oamenii sunt foarte receptivi. Am avut o frică atunci când în cor am introdus instrumentul muzical, chitara. Da, el nu a fost inițial. Mulți ani noi am cântat numai la nivel de cor, cu vocile. Și am avut o frică cumva că lumea va reacționa negativ când vor vedea că în biserică cântăm cu chitarele. Sau chiar colectivul de bărbați, când a venit cu acordeonul. Dar nu, lumea a reacționat foarte bine, foarte bine, chiar plăcut. Și ne-a dorit succes, cum ieși mai departe. Ar fi asta și un fel de strategie de a mai atrage să te biserică, de a apropia să te de a atrage tineretul. În special tineretul, pentru că el este viitorul bisericii. Și iarăși mă bucur foarte mult când aud că după ce pleacă în străinătate, peste ani de zile, când ne revedem, ei își aduc aminte cu mult dor, cu lacrimi în ochi, unii dintre înși despre clipele când au cântat, când am fost împreună. Și îmi dau seama că sunt cel care pun numai sămânța, dar urmează ulterior să crească, să dea rod în fiecare.
Satul Taraclia este plin de talente. Aici muzica este la ea acasă și se simte prin fiecare colectiv artistic. Totul datorită fostului profesor de muzică în școala din sat, Ion Cojocaru, care a intuit dragostea sătenilor pentru muzică. Actualmente în sat activează mai multe colectivi. Avem și ansamblu de bărbați etnofolcloric Plai Natal, 12 bărbați, vă dați seama că n-am... Când se îmbracă în hainele tradiționale, care le-au foarte frumoase, nu știu de unde le-au găsit ei, dar când ies, sunt foarte reprezentabile, așa. Fiecare instituție, da, de exemplu grădinița, au colectivul lor, da, primărie au colectivul lor, centrul de bătrâni au colectivul lor. Nu sunt de aici din sat, dar am venit ca profesor în școală din 2003. Dumnealui a avut o activitate foarte fructuoasă, deci el a pus baza muzicală la generații întregi în satul ăsta. Copiii care ați văzut nu sunt copii fără auz muzical, deci ei s-au născut din părinții lor care cândva au fost elevi la noi în școală. În sensul ăsta mi-a fost foarte ușor în 2004, după un an de activitate, să văd aptitudinile muzicale ale copiilor și am încercat să încheg așa ca inițial un cor de 8 elevi la sărbătorile mari, colinzi la sărbătorile pascale. Ulterior, corul a crescut treptat și am văzut continuitatea asta. Uneori chiar am avut tentația de a lăsa mâinile în jos și de a nu mai face, pentru că problema care e că în momentul când începe a cânta copiii și vezi că se primește corul să suni mult mai bine, în momentul ăsta termină la 12 și pleacă și rămân fără. Și iarăși trebuie să începi din început. Și e o permanentă rotație de asta care chiar e obositoare la un moment dat. Corul de elevi a fost primul care s-a format în cadrul școlii, iar de 6 ani s-au alăturat și chitarele, datorită profesoarei Ala Cojocaru Guranda, cea care a învățat elevii să cânte la instrumentele muzicale. 2, 3. Pentru ea la putna o pot bate, pentru ea mi-e teamă de păcate. În momentul în care avem ieșirile astea în afara satului, deci copiii, știți că mulți dintre ei nu au posibilitatea să mai iasă undeva, să mai călătorească. Și atât, anume asta cred că își motivează, nu în primul rând, în primul rând îi motivează dragostea de muzică. Pentru că în momentul când cânti, te degajezi. În momentul când cânti, te încarci în același timp. Îți degajezi probleme și te încarci cu o energie pozitivă, te încarci cu un har. Și dacă mai sunt și rezultate, acolo unde mergem și mai primești un loc. Da. Bineînțeles că asta este o motivație extraordinară pentru ei. În acest fel, Biserica din Taraclia nu este doar un lăcaș sfânt, este și unul de cultură și de speranță în ziua de mâine. La fiecare sărbătoare religioasă mare, colectivele artistice din localitate își demonstrează dragostea pentru muzică și respectul pentru credință. Paștele nu a fost o excepție. Marți, în biserică, s-a desfășurat un festival pascal, la care au participat 5 ansambluri din localitate. Încheiem tot pe ceea ce am început, cântăm toți împreună Hristos în viață, pentru că nu trebuie parul mie creat și atmosfera de sărbătoare. Hristos a
În orașul Rezina îl găsim pe preotul Stanislav Atamanenko, un slujitor al Domnului care și-a dedicat întreaga viață comunității din care face parte. Chiar dacă a trecut prin încercări grele, nu a renunțat la menirea sa. După moartea soției, care a fost răpusă de cancer, s-a implicat și mai mult în activități dedicate adolescenților și tinerilor din localitate. Coordonează un grup de voluntari și împreună îi învață pe tineri despre sănătatea fizică, mentală și spirituală. A avut o perioadă în care a mers la penitenciarul de maximă securitate din Rezina, unde era duhovnic și sfătuitor pentru cei condamnați pe viață. Acum, împreună cu comunitatea, construiesc o biserică. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Când vorbim despre un preot, suntem obișnuiți să-l vedem la biserică, îmbrăcat în haine bisericești, oficiind slujbe. Preoții sunt alături de comunitate în momentele fericite și, mai ales, în cele triste și pline de suferință. În orașul Rezina există un preot care este alături de comunitate și în afara bisericii, prin intermediul unui centru pentru tineri unde face voluntariat. Sunt născut în acest oraș. Mi-am făcut studii la Academia de Teologie din Chișinău, respectiv am fost hirătuit în diacon, apoi preot și deja după ce am slujit o perioadă ca diacon orhei, apoi ca preot un an de zile în satul Chiperceni, am revenit aici, în orașul de Baștină. Apropierea lui de biserică a apărut încă din copilărie, atunci când, în vacanțele de vară, mergea la bunici și împreună mergeau la biserica din sat. Dar, cu adevărat, drumul său către biserică a început din clasa 7. Având voce, având urechi muzicală, ceva studii, sau fiind deja făcând studii muzicale la școala de copii din oraș, m-a auzit că pot cânta. Și mi-a spus că, păi, hai vină la biserică să cânți. Da, am ezitat un pic, nu știam ce înseamnă asta, sau ca orice drum nou pe care dorești să mergi, nu știi, eziți oricum, sau ești și așa. Și nu e așa ușor, totuși, la biserică pentru un copil? Da. Deși, deja în toamnă, asta lucrul ăsta mi s-a, m-am întrebat, era la începutul verii, când mi-a spus că, hai vină la biserică. Și hai să cânți în corul bisericesc. Da, în toamnă deja am început să merge la biserică în construcție din orașul Râbnița. A avut o perioadă destul de dificilă, mai ales pentru mama dumnealui, care suferea de o boală incurabilă. Dar, cu toate astea, a găsit puterea de a merge înainte. A fost un exemplu extraordinar pentru mine. Un exemplu de optimism, de încredere, ceea ce numim noi încredere în voia lui Dumnezeu. Chiar și după ce a ajuns preot, și-a urmat pasiunea pe care o avea, aceea de a ajuta alți oameni atunci când nu se află în cadrul bisericii. În general, activitatea cu copiii, adolescenții, întotdeauna a fost unul din prioritățile mele. Și atunci când am mers la penitenciar, unde am mers ani de zile, bine, aici la penitenciarul ăsta sunt mai puțin copii, sunt mai puțin minori care se află în detenție, dar oricum a fost întotdeauna preocupat de activități în afara bisericii, în afara spațiului bisericii, în afara slujbelor pe care le săvârșesc. Când totul mergea bine și părea că și-a îndeplinit toate visurile, a fost nevoit să treacă printr-o altă încercare, pierderea soției. O încercare care i-a zdruncinat întreaga viață. În momentul tragic care s-a întâmplat, am căutat să privesc mult mai atent la copiii mei. Ei v-au dat puterea să mergeți înainte? Cu siguranță. Atunci aveau 3-5 ani. Copiii mici.
își continuă activitatea în cadrul Centrului pentru Tineri, care își are sediul într-un spațiu oferit de Centrul de Sănătate din Rezina. Aici, împreună cu voluntarii, oferă informații despre sănătate tuturor celor care au nevoie de ele. De fapt, aceasta este misiunea, cea mai importantă misiune a unui voluntar din cadrul centrului nostru, pentru ca să vorbească de la egal la egal despre sănătatea adolescenților. Fac școală de vară, mai apoi vin în teritoriu, în oraș, în raion, vorbesc cu colegilor săi și respectiv merg prin instituții, facem flashmob-uri, ore de informare, alte activități de informare pentru adolescenți. Reacțiile oamenilor față de activitățile sale sunt unele foarte bune acum, chiar dacă înainte unii priveau cu scepticism și neîncredere activitățile sale din afara bisericii. Păi uite, preotul ăsta e și preot și în afara bisericii. Ce așa zic oamenii, zice, popa-i popa la biserică și atât, știi? Păi, că nu mă, dar ce faci tu aici? Păi nu știu. Deși în viziunea mea acest lucru mie deja nu mi este atât de nou, ba chiar deloc. Pentru că suntem în perioada Paștelui Blajinilor, a avut un îndemn pentru toți cei care merg la cimitire. Eu recunosc că vorbindu-le rudelor mele despre acest lucru, mă spuneam, păi, dar acest lucru s-a făcut dintotdeauna. Cu siguranță nu s-a făcut dintotdeauna. Noi avem loc de a mânca și de a bea, avem locuri speciale, acasă. Nu este nevoie de schimb de pomeni, pentru că, cu siguranță, exagerăm în acest sens. Noi trebuie să oferim celor care au nevoie. Avem instituții speciale, avem orfelinate, avem aziluri, avem mulțime de persoane care au nevoie de tratament consistoare. Acolo am putea să investim aceste pomeni, aceste milostene pe care noi le investim în niște cratițe, farfurii și haine și da. De Doamne, Doamne miluiește! A decis, împreună cu cei din comunitate, să ridice o biserică pe locul unui fost cimitir care a fost distrus de sovietici pentru că se afla în partea de centru a orașului vechi, pe malul râului Nistru. Până anii 50-60 a fost demolat. Au venit buldozerele, a fost făcut una cu pământul și l-au transformat într-un parc. Pe teritoriul căruia a fost instalat bustul micului Lenin, Ilici Lenin. Istoria acestui cimitir a fost una zbuciumată. Chiar și astăzi, aici se găsesc osemintele celor care erau mormântați în această parte a orașului. Cei care au fost anunțați, care au reușit să vină, i-au luat osemintele în niște cutii de carton, așa cum au reușit, cum au putut. Au mers regi pe la un magazin, pe la altul și au luat niște cutii de genunchi și ca să-și ia, să-și pună apropiații ca să-i mormânteze în alt loc. Unii au rămas așa și au rămas, pentru că n-au reușit toți. Sau probabil nu au fost niște intați toți, n-au reușit toți pentru ca să facă acest lucru. Decizia de a ridica această biserică a luat-o în mod special pentru a cinsti acest loc și memoria celor care odihnesc aici. În primul rând, ca un gest a faptului că aici este un loc sacru, un loc deosebit, este înălțarea crucii care este alături de biserică, unde se află și care servește drept ca clopotnița bisericii. Lucrările au început acum mai bine de 9 ani, fiind aproape de final. Luna noiembrie-decembrie, când a fost săpat locul pentru fundație și deja în 2015, în toamnă, au început lucrările de zidire în piatră a primului nivel a bisericii, a demisolului, în înceta care ne aflăm acum. Și aici facem slujbele? Da, aici facem slujbele, da, și facem slujbele deja din 2015.
20 și îl facem până în prezent. Continuăm cu povestea preotului Sergiu Curnic, care are o pasiune aparte pentru restaurarea monumentelor religioase. Printre monumentele salvate de el se află și cea mai înaltă biserică de lemn din Republica Moldova, cu o înălțime de 27 de metri. Aceasta a fost construită în secolul 17 în satul Hirișeni. În anul 2010 a fost adusă la Chișinău și instalată pe teritoriul muzeului satului de la porțile orașului. Exact ca aceasta, în țara noastră mai sunt câteva monumente de o valoare inestimabilă pe care vi le prezentăm în cele ce urmează. În Republica Moldova avem și preoți care își dedică timpul și viața unor altfel de lucrări. De exemplu, preotul Sergiu Curnic se ocupă de restaurarea și salvarea monumentelor de arhitectură ecleziastică și nu numai. Prin multă muncă și stăruință, acesta a salvat o biserică din secolul 17, care este cea mai înaltă biserică de lemn din Moldova. Frumusețea și unicitatea acestei biserici atrage o mulțime de oameni aici. Suntem la porțile orașului, în Chișinău, iar în spatele meu vedem o biserică, monument istoric din secolul 17, o adevărată bijuterie arhitecturală, care poartă hramul Adormirii Maicii Domnului. Această biserică a fost ridicată și construită din lemn din codrii Moldovei, lemn de stejar, iar în anul 2010 a fost desfăcută bucată cu bucată, adusă la Chișinău și reconstruită aici. Povestea acestei biserici începe în anul 1642 la Mănăstirea Hârjăuca. În anul 1821 a fost transferată în comuna Hirișeni din raionul Telenești, unde a servit localnicilor până în 1928, când a fost construită o biserică de piatră în localitate. Biserica de lemn a continuat să fie folosită ca paraclis de cimitir. Către începutul secolului al XXI-lea, biserica se afla într-o stare deplorabilă. Lipsită de acoperiș, lemnul a fost vizibil afectat de ploi și ninsori. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a adus tratative lungi cu localnici pentru a putea strămuta biserica la Chișinău. Acest lucru s-a întâmplat la mijlocul anului 2009, după care lucrările de restaurare au început imediat. Eu am găsit această biserică în anul 2009. Într-o stare avansată de degradare, era doar o ruină și o grămadă de lemne amestecate cu icoane vechi și cu cărți bisericești. Și prin înțelegerea pe care am avut-o eu cu comunitatea, am reușit ca să ridic acest monument istoric de importanță și categorie națională din satul Hirișeni, aducându-l în orașul Chișinău, pe teritoriul muzeului satului, unde am restaurat-o, unde am curățat fiecare bârnă, fiecare icoană a fost restaurată și pusă în valoare și spre închinare pentru creștinii ortodoxi. Din vechea structura bisericii s-a păstrat aproximativ 80-85%. Chiar și crucile și icoanele care sunt acum în interiorul bisericii datează din secolul 17. Într-adevăr, biserica asta din spatele meu este o adevărată perlă care ar trebui protejată și îngrijită pentru a fi transmisă mai departe și generațiilor viitoare. Este cel mai vechi monument ecleziastic din Republica Moldova, cât și cea mai mare biserică de lemn din țară, având o înălțime de 27 de metri. La momentul dat, biserica este unica de acest fel din Republica Moldova. În raionul Telenești a mai existat o biserică similară, dar a fost demolată în anii 1980. Preotul paroh intenționează să salveze și alte obiecte de o valoare inestimabilă pe care le-a descoperit pe teritoriul țării și să le aducă în cadrul muzeului satului din Chișinău. A intenționat să aducă aici și o moară pe care a găsit-o într-o stare de degradare, dar s-a lovit de refuzul autorităților și acum consideră că e prea târziu ca această bijuterie să mai fie salvată. Intenția de a aduce acea moară este intenția mea. A fost încă cu 8-9 ani în urmă. Atunci când am vrut și am văzut că moara din satul Cernuleu, Dondușeni, era pe un deal într-o stare de ruină
Și atunci am negociat cu localnicii și cu autoritățile publice locale. În schimb, nu am avut niciun rezultat pozitiv. Probabil dacă aș fi avut atunci la cea fază sprijinul autorităților, de exemplu, centrale, eu cred că Moara de Vânt ar fi fost salvată și ar fi fost adusă la Chișinău. Dar cu regret nu s-a întâmplat acest lucru și vreau să vă spun că pentru mine deja Moara de Vânt, Cernulecoa, a ieșit din perspectiva planului meu de restaurare, deoarece e deja probabil este prăbușită. Biserica de la porțile orașului nu este singura pe care părintele a salvat-o de la dispariție. Acesta a mai readus la viață alte două biserici de lemn care astăzi au statut de monument istoric. În anul 2002, când am fost numit preot în satul Palanca și am mers să fac cunoștință cu comunitatea, cu biserica în care urma să slujesc, dar de fapt ochii mei au văzut că biserica este prăbușită. Și atunci mi-am răsflecat mâinicele, am cerut binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria, care este și ocrotitoare acestei biserici. Și în 2003 am început restaurarea și în anul 2009 a fost biserica sfințită și pusă spre închinare comunității. Următoarea biserică a fost biserica de asemenea cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Gârbova, care prin anii 80 era într-o stare de ruină, de practic s-a prăbușit. Și a fost trimisă la Chișinău ruinele care au mai rămas timp de vreo 25-30 de ani din ce a fost a mai putrezit și ce am găsit eu deja era ceea ce era. La rugăminte unui băștinaș din acest sat Gârbova, care m-a rugat ca să organizez restaurarea de la început și până la urmă acestei biserici, care de asemenea este și ea cu monument de istorie, cu statut de monument. Și în anul 2017 am restaurat și biserica de lemn din satul Gârbova. Pe teritoriul țării mai sunt și alte biserici de lemn, unele într-o stare de degradare, altele mai bine păstrate. Autorul proiectului Foc la Ghete a vizitat-o pe cea din satul Horodiște. Construită în anul 1797, este amplasată în centrul satului și este construită în totalitate din lemn de stejar, acoperit cu șindrilă. Aceasta mai deține și o colecție de vechi icoane, printre cele mai vechi din țară, pictate pe lemn și pânză, despre care localnicii cred că datează de pe timpul ridicării bisericii. Cu 130 de ani în urmă, ea a fost ridicată de pe talpă de lemn, care era pe talpă de lemn, și a fost pusă pe talpă de piatră. Ca piatră a slujit și chiar și, spunem așa, înainte la morminte spuneau pietre, nu era cruci, cum acum era o placă de piatră. A să vedeți pe parcurs, să vedeți, în timilie sunt înscrieri de la aceste pietre, de la mormânt. Apoi, prin anii 1970, niște cetățeni a satului Horoș și trăitorii a satului, din propria lor inițiativă, au luat și au schimbat acoperișul, adică șândila de pe această bisericuță și, din păcate, de atunci nu s-a mai făcut absolut nimic la acest locaj sfânt. Încă o astfel de biserică se află în satul Ciutești, raionul Nisporeni, la circa o oră distanță de capitală. După cum s-au exprimat mai mulți oameni care au vizitat biserica, au spus că biserica este ceva... Asta că este o bogăție, nici nu mai vorbim, dar ca stil, este foarte interesant, fiindcă e cam rar, în genere, nu știu dacă la noi în zonă, pe aici, pe la părțile muntoase ale Moldovei, nu sunt așa biserici. Odată cu ridicarea bisericii de piatră din centrul satului, vechea biserică de lemn a fost închisă. În prezent, biserica de lemn se află într-o stare avansată de degradare și necesită de urgență lucrări de consolidare și renovare. Până vom procede la lucrările de restaurare, care cred că va fi un proces tot interesant pentru vizitatori, eu lansez un apel către toți iubitorii de frumos, de istorie,
să vină să o vadă biserica noastră așa cum este acum la moment, ca mai apoi să poată compara pe parcursul anilor ce s-a schimbat, spre bine sau mai puțin spre bine. Noi sperăm că spre bine va fi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Puteți să revedeți reportajele pe canalul nostru de YouTube, dar și pe site-ul tv.md. Ne găsiți de asemenea și pe paginile noastre de Facebook și Instagram Moldova Gândește, unde ne puteți lăsa mesaje. Vă spun la revedere până sâmbătă viitoare, când vă așteptăm cu noi reportaje și istorii despre oamenii și problemele lor. Rămâneți în continuare pe TV8 pentru că imediat după urmează thrillerul Fața Ascunsă. Sărbători luminate să aveți!